Nu mulți știu că zi de zi și oră de oră temperatura din Petroșani și multe alte informații meteorologice se transmit la nivel național chiar din capitala Văijiului. Toate modificările vremii sunt monitorizate la stația meteo de la intrare pe strada Independenței, iar Dana, meteorologul de serviciu, are grijă ca acestea să fie cât mai precise. Ne înregistrează cantitatea de precipitații. Și este foarte bun pentru că el înregistrează și pe timp de vară și pe timp de iarnă. Pentru iarnă are o rezistență electrică și putem așa să știm cât cantitatea de apă rezultată din ninsoare. A fi meteorolog este o plăcere, mai ales ținând cont de faptul că poți ști cum va fi vremea în fiecare zi. La momentul filmării materialului, afară era frig și ploua. Însă, a doua zi, totul s-a schimbat radical, exact cum ne-a spus Dana. La Petroșani, stația meteorologică, prima stație meteorologică a fost în anul 1939, undeva în nordul orașului Petroșani. Iar din 1963 ea este ființează aici, pe strada Independenței, lângă cimitirul din aeroport. Și o zi a unui meteorolog, ce presupune de a face observații vizuale asupra tuturor fenomenelor și a face măsurători asupra tuturor datelor ce au importanță pentru noi ca meteorologi și pentru ceilalți. Se fac observații vizuale din oră în oră, măsurători în platforma meteorologică și toate datele pe care noi le facem intră, se prelucrează în timp real pentru analiza stării vremii și pentru a se crea prognoze meteorologice. Anual, la nivel mondial, pe 23 martie se sărbătorește Ziua Mondială a Meteorologiei. Cu acest prilej am aflat ce recorduri s-au înregistrat la Petroșani în ultimii 20 de ani. În ultimii 20 de ani, cele mai mari temperaturi s-au înregistrat, au fost de 36,4 grade, s-au înregistrat în 24 iulie 2007 și în 25 august 2012, iar cea mai scăzută temperatură a fost de minus 23,6 grade, înregistrată în 25 ianuarie 2006. Potrivit meteorologilor, anul 2019 va fi unul al extremelor. Ne vom putea bucura pe deplin de cele patru anotimpuri, însă vor exista și perioade cu episoade marcante.